Neoplasma mamară are incidență în creștere și începe să afecteze pacienții din ce în ce mai tinere. Însă, tratamentul oncologic modern asigură o supraviețuire bună, iar intervențiile chirurgicale actuale nu mai mutilează pacienta. Simptomele neoplasmului mamar sunt nodul, care se simte la palpare și care este de obicei dur și aderent de țesuturile din jur, modificări ale pielii, care devine roșie, iritată, ca o coajă de portocală, sau apare o leziune care nu se vindecă, modificări ale formei, ale consistenței și ale mărimii uneia dintre sâni, inversarea mamelonului. Fiecare pacientă trebuie să își examineze sânii vizual și palpator o dată pe lună și să meargă cât de repede la medic în momentul în care simte că ceva este în neregulă. Medicul va examina vizual și apoi palpator sânii și axilele și va recomanda o ecografie mamară, o mamografie pentru pacientele peste 40 de ani, eventual completate cu RMN mamar bilateral. În urma acestor examene imagistice se va stabili un scor imagistic BI-RADS. Pacientele cu scor 0, 1 și 2 necesită supraveghere imagistică o dată pe an. Pacientele cu scor imagistic 3 necesită o supraveghere la 3-6 luni. Pacientele cu scor 4 și 5 necesită puncție biopsie mamară sub ghidaj ecografic. În urma puncției biopsiei se obține un specimen care se trimis la laborator pentru examen histopatologic și imunohistochimic, care este foarte important pentru a avea un tratament preoperator țintit care să asigure o supraviețuire cât mai bună a pacientei. În timpul cât se așteaptă rezultatele examenului histopatologic și imunohistochimic, pacienta trebuie să efectueze un bilanț oncologic complet, care cuprinde computer tomograf, torace, abdomen și pelvis și cerebral, scintigrafie osoasă, RMN, în cazul în care se suspicionează determinări secundare vertebrale. Când avem toate aceste rezultate, pacienta va fi discutată într-un tumor board, o comisie din care fac parte toți medicii care vor trata pacienta și se va hotărî tratamentul preoperator și care va consta dintr-o combinație de chimioterapie, hormonoterapie și imunoterapie. După terminarea tratamentului oncologic neoadjuvant, se face din nou un bilanț oncologic, ecografie mamară, CT, torace, abdomen și pelvis plus minus cerebral și se va hotărî intervenția chirurgicală. Operațiile moderne presupun excizia doar unei părți a sânului în limite de rezecție oncologică și excizia ganglionului sentinelă detectat preoperator prin infoscintigrafie. În anumite cazuri, în funcție de tipul cancerului mamar, de extensia acestuia și de localizarea acestuia, precum și de existența unor leziuni precanceroase în restul sânului, din păcate este nevoie de operație extinsă, mastectomie totală și limfadenectomie axilară. Piesa obținută în urma intervenției chirurgicale este din nou examinată histopatologic și imunohistochimic și tratamentul postoperator este reevaluat și hotărât. În cazul unor tumori foarte mari, peste 3 cm, a invaziei limitelor de rezecție sau a invaziei multiplor ganglioni axilari, se hotărăște continuarea cu radioterapie în paralel cu tratamentul oncologic, format din chimioterapie, din imunoterapie și din hormonoterapie. După terminarea radiochimioterapiei, pacienta este reevaluată oncologic și se hotărăște intervenția chirurgicală reconstructivă cu ajutorul colegilor de la chirurgie plastică. Pacientele vor fi evaluate postoperator
la 6 luni în primii ani, apoi o dată pe an, iar marea majoritate a pacientelor vor rămâne cu un tratament antihormonal timp de 3-5 ani.